O mare întâlnire. Sunt Alice Năstase Buciuta și alături de mine aici la Londra se află domnul dr. Ovidiu Dragoș Argeșanu. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea să ne și vedem față în față și să înregistrăm un interviu. Da. Ați susținut o conferință, un workshop, aveți întâlniri cu comunitatea românească, sunteți căutat și iubit pretutindeni. Sincer, nu mă așteptam să fie asemenea cerere apropo de partea asta spirituală și am fost surprins să constat că nu mai am timpul necesar, nici energia necesară să răspund la toate solicitările celor care au venit să mă vadă. Vă așteptăm și în decembrie, dacă lucrurile se așează bine, și continuăm atunci. Da, așa se pune problema să revin ca să-i văd și, mă rog, pe cei care au fost, cum evoluează, cei care n-au apucat să mă vadă și să facem eventual niște cursuri. Ne cresc aripi tuturor, până atunci o să Doamne vedeți. ajută la toată lumea! Doamne ajută! Vreau să vă rog să vorbim despre iubire. E o temă care ne interesează pe toți, e și zona mea de interes și mi-am pregătit câteva întrebări despre iubire, iubirea văzută din perspectiva unui maestru spiritual și din perspectiva aceasta a spiritualității. Dreptul nostru de a iubi și de a fi iubiți vine odată cu noi din naștere, ne naștem cu un mare drept la iubire. Fiecare om are dreptul lui de a iubi sau de a fi iubit. Pentru că fiecare dintre noi avem un trecut, niște vieți trecute, fiecare am avut un anumit comportament relativ la iubire sau la iubirea noastră sau, în general, la iubirea. Și atunci, acest drept divin este nativ. Evident, poți să-l pierzi sau poți să-l recâștigi. Evident că e greu de recâștigat, tocmai pentru că pierderea dreptului la iubire presupune că ai făcut pe cineva să sufere și atunci automat trebuie să treci prin suferințele respective ca să-ți redobândești iubirea. Și atunci ceea ce poți să faci este să înveți să iubești necondiționat, tocmai iubind necondiționat să recapeți dreptul de a iubi și de a fi iubit. Și putem să învățăm așa în corpul ăsta de oameni să iubim necondiționat, nu e o iubire cristică asta necondiționată, ajungem și noi oamenii la ea? Sincer, eu nu prea cred că iubirea e cristică, cred că mai degrabă budistă, A, pentru că budist. budiștii au considerat că tot ce există în lumea asta trebuie iubit, automat, și natura, și omul, și absolut orice. Deci ideea de iubire n-a plecat de la creștini, a plecat de la budiști. Și atunci, eu cred că poți să înveți să iubești tot în jurul tău. Și natura, și plantele, și animalele, și oamenii. Adică, cred că este o lecție și în momentul în care înțelegi fiecare lucru în parte, înveți să-l și iubești, orice ființă vie. Se face adesea confuzie între dorința sexuală și dorința de iubire. De unde vin fiecare? Cum le împlinim? Cum vedeți diferența între aceste două perspective? Păi, în primul rând că dorința sexuală are mai mult componenta telurică, demonică. Pe când iubirea iubirea, mă refer la iubirea sexualizată, este pe un plan spiritual superior. De aici apare iubirea pură și de-abia după aceea putem să vorbim de iubirea divină. De ce? Până la urmă, toți trecem prin etapele astea. Sexuale, iubire sexuală, iubire pură, iubire divină. Sunt niște etape din care trece orice om. Evident că în funcție de evoluția fiecăruia, fiecare om este mai instinctual, mai emoțional sau mai spre iubirea divină. Dar în cele din urmă, fiecare trebuie să ajungem la nivelul iubirii divine. Adică este, până la urmă, sensul ultim să înveți și să manifesti iubirea divină. Iubirea divină înseamnă manifestarea față de tot și toate. Când vorbea Iisus despre iubire, El vorbea despre faptul că și fiarele își iubesc foii. Și atunci e o etapă să înveți să-ți iubești copiii corect sau persoana de lângă tine, dar următoarea etapă să iubești pe toți la fel, ceea ce e mai greu.
și nu se supără partenerul atunci când îi spunem iubesc toți bărbații la fel și toate femeile la fel? Eu cred că sunt totuși diferențe de iubire. Adică cred că poți să iubești toți oamenii și totuși să practici o iubire, hai să zicem, mai spre partea emoțională sexualizată față de un partener, dar asta nu împiedică. Deci nu împiedică. În momentul în care înțelegi omul și iubești omul în general, începi să iubești toți oamenii. Dar evident că poți să iubești oameni fără să ai implicarea emoțională sau sexualizată. Și atunci n-ai de ce să superi un partener, partenerul tău dacă tu iubești toți oamenii la fel, dar pe el îl iubești altfel. Că și noi iubim diferențiat. Iubim copiii diferențiat. Eu una iubirea față de femeia de lângă tine sau bărbatul lângă tine și față de copiii tăi. E diferită. Dar tot iubirea e. Ei, la fel și cu iubirea divină. Iubirea divină se manifestă față de toți și toate. Asta nu înseamnă că îmi doresc să intru în relație sau să fac sex cu toată lumea. Adică e o diferență. Poți să iubești toți oamenii cât se poate, ca pe un frate, ca pe un părinte, ca pe un mentor. La fel, asta nu implică iubirea, o iubire emoțională, acea iubire emoțională. Oamenii confundă un pic. Oamenii confundă iubirea sexualizată cu iubirea la nivelul emoțional și cu iubirea divină. Nu sunt la fel. Fie, evident că sunt toate manifestări, dar fiecare pe nivelul de vibrație la care a ajuns fiecare. Și atunci nu cred că se încurcă una pe alta. Poți să iubesc cu toată lumea, dar în același timp să ai o iubită care să fie iubită ta. Sau să ai un iubit care să fie iubitul tău. Se spune de multe ori că marile iubiri pe care le trăim în viața asta sunt de fapt iubiri venite din alte întrupări. Credeți lucrul ăsta că o mare iubire ne urmează printre vieți și ne regăsim iar și iar cu același partener? Cred că există iubiri în alte vieți. Cred că nu sunt unice. Cred că într-adevăr sunt spirite care se caută în vieți, dar cred că este absolut greșit să dai curs acestor iubiri. Adică, eu cred că o iubire care a existat în alte vieți nu înseamnă că trebuie să o retrăiești de 1000 de ori în viețile următoare și să o cauți. Cred că e o tâmpenie. De ce? Pentru că nu ăsta e sensul vieții, din perspectiva mea. Cred că o iubire trebuie să aibă un început, un cuprins și o încheiere și că iubirea asta trebuie să treacă la un alt nivel. Adică ce înseamnă să treacă la un alt nivel? Să evolueze în alt fel, astfel încât să nu mai fie. Eu fac o deosebire între iubire și patimă. Iubirea e precum iubirea față de copii. Da, te bucuri că e bine, te bucuri că e acolo unde e, te bucuri dacă îl vezi, te bucuri dacă nu îl vezi, îl iubești chiar dacă nu e lângă tine. Eu cred că acolo trebuie să ajungem la iubirea asta sexuală. Nu că trebuie să ne întâlnim să facem sex în 100 de vieți că ne iubim. Mă, să-i tâmpeni. Și propovăduirea asta este altă tâmpenie. Adică eu cred că la un moment dat ajungem la un nivel la care ne iubim toți cu toți. Păi, dacă ne iubim toți cu toți în același fel, scuze-mă, nu o să-mi doresc să fac sex cu toată lumea. Adică nu cred că aia este iubirea ideală. Nu. Înseamnă că trebuie să ajungem la un nivel de iubire la care mă bucur că mă întâlnesc cu tine, mă bucur să stau de vorbă cu tine, sunt fericit pentru asta, îți mulțumesc că ai venit, tu pleci, eu îmi văd de drumul meu, ne revenim, dar nu să rămânem cu dorul ăla care ne face să ne căutăm prin vieți. Nu. Adică eu nu cred în atașament. Eu cred în iubire, dar nu mai cred în atașament. O iubire care duce la atașament nu e iubire, e o patimă. Adică poți să iubești un om și să fie la capătul celălaltă lume. Asta înseamnă o iubire detașată. Eu cred în iubirea detașată. De ce? Pentru că fiecare avem altceva de făcut. Ce facem dacă fiecare își vede de treaba lui și la un moment dat ne despărțim, suferim? Că atașamentul produce suferință. Nu! Îl iubești pe omul respectiv, el își vede de treaba lui, tu îți vezi de treaba ta și te întâlnești când poți, după lucru, după... Adică, eu cred că iubirea nu trebuie să-ți dea suferință. Adică nu trebuie să te sfacă să suferi iubirea sub nicio formă, indiferent ce se întâmplă. Asta cred că este iubirea adevărată. Să îngăduie celălalt să fie cum el, să facă ce vrea el și tu să-l iubești, punct. Necondiționat de ce-ți dorești tu de la omul respectiv. Atunci nu mai e iubire. Și într-adevăr este greu să ajungi la nivelul la care să iubești pe cineva, să-ți dorești să-i fie fericit și să fie fericit cu altcineva.
Dar și asta înseamnă de fapt iubire. Mi-a trebuit destul de mult să înțeleg că iubirea nu are nicio legătură cu gelozia, iubirea nu are nicio legătură cu posesia, iubirea nu are nicio legătură cu invidia, iubirea nu are nicio legătură cu dorința de a-l poseda, de a-l avea, de a-l domina pe cel de lângă tine. Că iubirea este cât se poate de liberă, că iubirea presupune să-i acorzi și alții libertatea de orice natură, ceea ce e greu de dus, și să, în cazul în care omul respectiv, mă rog, omul respectiv nu poate să-i oferi ce are nevoie, să-l lași să ducă să își ia și totuși să-l iubești. E foarte greu, dar aia e realitatea. Deci, eu nu pot să zic că am ajuns la iubirea necondiționată. Măi, dar zic că am început să înțeleg conceptul. Conceptul presupune, da, ce te face fericit pe tine? Asta. Perfect. Dacă asta te face fericit pe tine, fă-o. Eu te iubesc și îți dori să fii fericit. Asta înseamnă iubire. Indiferent ce înseamnă asta. Că vrei să pleci pe Honolulu. Eu nu pot să merg. Du-te. Că te întorci. Vino. Adică să-i dai... Iubirea înseamnă să îi dai o libertate absolută omului de lângă tine, să fie cu tine sau să nu fie, să te iubesc sau nu. Adică asta cred eu că e iubirea. Evident că e greu să iubești așa, pentru că noi când iubim avem pretenții. Omul ăla trebuie să fie cu mine, ăla trebuie să fie doar cu mine. Omul ăla nu mai poate să uite nici măcar la un film altceva decât îmi doresc eu. Avem pretenții de astea stupide. Ori toate pretenții astea de fapt nu duc la suferință. Și de-aia apare suferința în iubire, pentru că noi avem pretenții, așteptări, care nu au nicio legătură cu iubirea divină. Nu. Și nu au nicio legătură cu iubirea adevărată. Iubirea adevărată presupune să dorești omului pe care îl iubești tot ce are el nevoie. Bun. Și dacă are nevoie, nu știu, să plece o săptămână cu o altă femeie sau cu un alt bărbat, acceptăm și asta? Sincer, nu am ajuns acolo. Dar și nici nu cred că aici cred că intervine problema. Pot să accept sau să nu accept un lucru. Adică ce s-ar întâmpla într-un caz de genul ăsta? Evident, dacă iubești omul respectiv, îi spui du-te. Dacă tu simți asta, nu poți să stau în calea fericitare. Dar eu pot să accept să nu intru în ecuația asta. Adică da, sunt de acord să te duci, mi se pare absolut firesc. Dar nu înseamnă că pot să fiu și de acord cu asta, adică pot să rezist la asta. Pot să nu rezist la asta. Da, te iubesc, n-ai decât să te duci cu o altă femeie sau cu un alt bărbat, dar asta nu înseamnă că eu o să rămân în ecuația asta. Deși, dacă ați să vă gândiți, știți că Iliada a avut două iubite. Și stătea la două săptămâni la una, două săptămâni la alta. Femeile le-au acceptat. E un model. Nu știu cine poate să accepte treaba asta, dar într-adevăr, Iliada era unic și erau două. Și atunci ele au acceptat treaba asta. Până la urmă, iubirea înseamnă ca un cuplu să ajungă la un consens. Ce am eu nevoie? Asta. Ce ai tu nevoie? Asta. Vedem dacă putem să fim împreună. Așa putem să ne iubim și separat și de la distanță. Nu trebuie să fim neapărat împreună. Deci, cele două nu impietează iubirea. Adică tu iubești un om chiar dacă el cine știe ce nevoie are. Numai că de aici până la asta, a fi împreună sau a forma un cuplu, este cu totul altceva. În momentul în care intri într-un cuplu, da, stabilești niște reguli, niște de conduită, de niște, eu știu, legi comune. De asta se stabilesc de comun acord. Ei, în cazul în care unul nu poate, se spune și ceva de fiecare lume. Asta înseamnă că nu trebuie să nu poți să se iubească. Poți să se iubească foarte bine de la distanță. Căsniciile atunci mai dau o șansă în plus iubirilor? Căsnicia e o invenție. Și din punct de vedere spiritual, când ne ducem la biserică și ne binecuvântează. Căsnicia este o invenție umană, nu e invenție divină. Căsnicia, așa cum s-a ajuns, asta a fost inventat din anumite considerente. Nu o să intru la amănunte. Căsnicia, din perspectiva mea, modul, deci nu e vorba de căsnicie, dar căsnicia a plecat de la a ne mărturisi iubirea față de Dumnezeu și a primi binecuvântarea lui Dumnezeu. Asta era căsnicia, da? A ajuns la ora actuală la un ritual care leagă, care
creează niște neajunsuri și care creează niște opreliști în calea iubirii. Adică produce niște încărcări de liber arbitru. E, fără ca oamenii să fie conștienți în ce se bagă. Adică te bagi cu capul în laț fără să știi în ce te-ai băgat. Ceea ce nu-i corect. Adică vino să te căsătorești ca și... Ți se spune, dacă nu te căsătorești, te duci în iad. Ceea ce e un bullshit și o minciună. Și oamenii se duc și se căsătorești. De ce? De frica iadului, nu de altă motivă, da? Că de aici a plecat tot. Dacă nu te căsătorești, da, ești, trăiești în păcat. Ești un păcătos, te duci în talpa iadului. Ceea ce e o minciună. E, că nu s-au căsătorit, dar fără să știe de fapt care sunt repercusiunile căsătoriei. Și de cele mai multe ori, mare parte din căsnicii, mare parte din iubii, după căsătorie, s-au distrus. De ce? De aia, pentru că oamenii simt lațul. Și în momentul în care simți lațul, nu mai există liber arbitru. În momentul în care noi mergem împreună, de bună voie, da? Pe drum. Nu vedem dacă vine cineva și spune că duce unul stânga, unul dreapta. Mai mergi cu aceeași sinistrate pe același drum? Nu, că te simți legat. Aia s-a devenit căsnicia. Căsnicia nu mai e o binecuvântare a Dumnezeu. Este o legătură a popilor și a bisericii asupra unor oameni. Adică e o formă de robire, propriu-zis, a individului. Și atunci, normal că marea majoritate sunt iubiri care s-au distrus prin căsătorie. S-au căsătorit și după aia, după nu știu cât timp au început să încerce și după aia au divorțat. Și nu înțeleg de ce. Păi da. Și paradoxal, au divorțat, s-au despărțit și după au revenit împreună. De ce? Pentru că au revenit la starea inițială de liber arbitru. Căsnicia nu ar trebui să fie ne băgăm cu capul în laș și ne legăm cătușile unul în altul. Nu, ne mergem împreună pe același drum și am hotărât treaba asta. De asta nu trebuie să-mi pună popa. E relația mea cu femeia pe care o iubesc și cu Dumnezeu. Popa ar trebui să o certifice, nu să mă lege. Ori căsnicia ortodoxă e o legătură. E o magial, care leagă două spirite. Îndrăznesc să vă întreb și asta, că ați fost căsătorit, ați înțeles? Și n-am înțeles cum? Destul. N-ați înțeles destul? Nu, eu cred că sunt. Am o doză de masochism. Și în cazul în care îmi scapă ceva, o repet. O repet până înțeleg. Adică sunt ăla, dom'le, ia să vedem, de ce mi-o impur? Mă duc, mai fac o dată. Știți că la alba n-ai, când te duci să înțelegi cum ești păcălit. Eu cred că așa sunt. Și m-am dus și cred că am vrut să experimentez. Că clar am avut programul ăsta mine. Să experimentez ce se întâmplă. Și cred că am vrut să experimentez ce se întâmplă și am vrut să experimentez n-a și să văd, na, că m-ați legat, na, că mă dezleg. Adică eu sunt ăla mai legat? Oh, ok. Mă uit în locul tău, un ochi de aici, mă duc și mă dezleg. Și o fac până când îți demonstrez că n-ai cum să mă legi. Da, așa îmi răspundeți acum, dar eu mă gândesc și că ați fost foarte îndrăgostit dacă v-ați căsătorit, că e și asta o perspectivă pe care... Și mă gândeam. Niciodată. Niciodată. Nu pot să zic că am fost îndrăgostit că m-am căsătorit. Au fost... De fiecare dată am avut o motivație a căsătoriei. Prima oară că căsătoria... prima oară că prima mea soție a devenit medic și trebuia să, căsătorindu-ne, putea să-și obțină loc ca medic în București. A doua oară că mi s-a născut un copil și am vrut să fie sub lege. Și a treia oară, dintr-un alt considerat, nu pentru că nu iubirea a fost factorul meu, cel mai... Nu. Da, știți că o să dezamăgiți multă lume cu declarația asta, nu? Pe ale mele? Nu, că ele știu. Femeile din viața mea o știu. Da, și pe celelalte femei. De ce? Așa, că toate cred în iubire și se gândesc că... Nu, o secundă. Faptul că cred în iubire, să nu confunde iubirea cu căsătoria. Da. Adică iubirea e una. Deci eu vreau spus, nu m-am căsătorit din iubire. Punct. M-am căsătorit că așa am crezut că e modelul, că să-mi bag copiii sub lege, că eu pe vremea credeam. Ce spune biserica? Păi dacă copiii nu sunt născuți în sfânta taina căsătoriei, nu sunt sub lege. Păi, adică da. Ceilalți sunt cel puțin un miliard de chinezi care nu sunt sub lege, ei s-au născut de la unde? Nu tot de la Duhul Sfânt, tot prin, de la Dumnezeu. Adică sunt o grămadă de minciuni care ni se bagă în cap și evident și eu ca toate gâștele ortodoxe, că și eu am fost pe acolo, eu am crezut-o. Și am zis, cum să-mi fie copiii mei în afara legii? Așa ți se spune. Dacă se naște un copil și nu ești căsătorit în afara legii, e blestemat, are probleme. Prostie de asta. Nu e adevărat. Ei,
Și atunci chiar, eu chiar am crezut. Am crezut asta că dacă te căsătorești, intri sub Duhul Sfânt, faci aia, povești. Deci, scrieți aici în povestirea din carte și vă mulțumesc acum că ați acceptat să vă apară textul acesta, Nu poți fi decât ceea ce ești, în antologia Cele mai curate minuni. Spuneți exact asta, spiritualitatea este simplă și clară. Orice lecție pe care nu ți-ai însușit-o, la un moment dat se va întoarce și vei fi obligat să treci prin ea. Absolut. Deci vă mai însurați, ne mai însurăm dacă n-am înțeles, deci dacă nu ne-am însușit. Deci eu mulțumesc, mi-am făcut astea pentru... A, poate... să zic, iubind persoana de lângă mine, să mă duc să-i spun, să o iau de mână și să duc, uite, tu ești femeia vieții mele, uite aici, în fața îngerilor cerului, pământului, aerului și a focului, a soarelui și a lui Dumnezeului primordial, mă bucur să fim împreună și îmi doresc să fim împreună toată viața. Da! Dar eu să-mi pună taica Boba priostiile pe cap, să-mi zic că se leagă robul lui Dumnezeu Dragoș cu roaba lui Dumnezeu. Ever. Niciodată. Bine. De ce? De-aia. Pentru că am fost, știu ce înseamnă, nu mai sunt curios. Și nici nu cred că îți dă nici o aură, nici vreo binecuvântare, nici nu cred că te-aș dă la ceva. Nu cred, știu. Am văzut. Iubirile acestea între persoane de același sex au și ele binecuvântarea divină? Credeți că există dragoste adevărată între două suflete, chiar dacă sunt doi bărbați, două femei? Da. Da, cred. Și haideți să vă spun ceva. Cel mai important lucru, una dintre lecțiile vieții este să fii gay. Deci am stat de vorbă cu foarte mulți, am avut pacienți, clienți, cupluri gay. Și eu trebuia să le explic lor sau părinților lor că e un lucru firesc în evoluția spirituală. Că trecerea asta de la bărbat la femeie sau de la femeie la bărbat, când se face trecerea, există posibilitatea ca tu, ca femeie, deci care ai fost femeie și în viața asta devii bărbat, să rămâi cu atracție sexuală și cu iubire față de bărbat și dacă ai fost bărbat și devii femeie, să rămâi cu atracție sexuală față de femeie. Ei, deci eu a trebuit să le explic asta și părinților, și copiilor, că trebuie să-și accepte felul în care sunt. E o lecție. Și paradoxal, ghiciți ce au fost părinții copiilor gay în alte vieți. Preoți, creștini. De ce? N-au acceptat homosexualitatea. Și când nu accepti homosexualitatea, ori tu, ori copiii tăi sunt gay. De ce? Pentru că e lecție care vine pentru tine, ca să înțelegi fenomenul. Pentru că creștinismul neagă din prima treaba asta, oricum creștinismul are atâtea ignoranță spirituală de speri. Deci creștinismul neagă homosexualitatea și zice că e o posesie demonică, ceea ce e fals. Și că ei, prin slujbe, pot să transforme un gay în hetero, asta e o tâmpenie și o minciună, și am auzit tâmpenii de-asta spusă pe la televizor, nu se poate. Instinctul sexual, atracția sexuală care te naște, azi rămâne restul vieții tale, nu poți să o schimbi. Dacă îți place un lucru, ăla îți va rămâne până mori. Și asta este program divin de la începutul vieții. Și nu e de dat de nici de Iisus, nici de nivelul de unde vii tu. E dat de Dumnezeu primordial. De aia nu se potrivește cu creștinismul. Ei, și este o lecție. O lecție pentru tine. Tu dacă, de exemplu, în altă viață ai desconsiderat persoanele gay, ai toate șansele să fii gay. Tu dacă în altă viață ai considerat asta, ai toate șansele să ai copii gay. Pentru că șocul cel mai mare e al părinților. Știți cum le vine? Le bubuie viața. Când un copil vine și le spune, știi, eu sunt gay. De ce? Tocmai pentru că e lecția acceptării și a iubirii necondiționate. Tu îți iubești copilul pentru că e conform cum vrei tu, cum crezi tu. Ei, ia iubește-l când nu mai e. Adică, treaba, și mai o chestie, sinele omului are o inclinație, deci are un raport yin-yang, masculin-feminin. Dacă raportul ăsta este masculin, ai toate șansele ca să fie gay. Asta înseamnă că sunt femei cu sine masculin care sunt hetero. De asta pentru că energiile sexuale din ea sunt hetero. Dar dacă Dumnezeu a creat un program și energiile sexuale ale ei sunt invers, atunci va fi gay. E foarte simplu. Problema este de program pe care
pe care le ai de naștere. Sexualitatea este un program care e îngânduit de Dumnezeu, preprogramat de Dumnezeu. Deci atracția noastră sexuală. Noi se pare firesc. Eu sunt atras de femei, noi astăzi sunteți atras de bărbați. Da? Perfect. Noi se pare firesc toată treaba asta. Ok? Dar dacă nu eram așa? Și noi eram atrași de o plantă. Da. Corect? Noi ni se pare anormal. Bă, dar el dacă e atras de o plantă, ce vina are? Ați înțeles? Pentru că instinctul e ca foame. Ți-e foame. Punct. Ți-e foame de ce? Unul îi se pare fier să mănânce carne, unul îi se pare fier să mănânce legume. De unde vine foamea asta? E de la lui? E nativă? Poate fi educată? Nu. Și atunci, foamea există. Și asta, tentația asta și ideea atât de prezentă în contemporaneitate, să ne schimbăm genul, să devenim transgender, să trecem dintr-o parte. Astea-s prostii. Și ce s-a întâmplat? Știți principiul, dacă nu reușești să-i convingi, amețește? Lumea asta, oamenii, deci, cum să vă zic eu, cei care se ocupă așa de ghidonarea planetei, și când mă refer la asta, mă refer efectiv la manipularea masă, știu foarte clar că e greu să manipulezi o persoană care e foarte conștient de ea însăși, stabilă emoțional, îi știe foarte cu conștiință de sine ok, cu iubire de sine și stimă de sine. Știi că nu o să poți să faci cu ăsta preș. Corect? Bun. Și atunci ce faci? Amețești copiii. În momentul în care nu mai știi cine ești, nu mai știi ce gen ai, nu mai ai nicio religie, nu mai crezi nici în părinți, și se spune că stai așa, sunt 178 de genuri. E suficient de greu să-ți dai seama de atracția ta, dacă ești băiat sau de femeie sau fată, când ești mic, da? Că e perioada aia de tatonare, da? E suficient că ne căutăm într-o anumită perioadă. Cu atât mai mult că sunt o stânță. Și nici nu știi, eu nici nu știu să le renumă. Pă bune. Asta este de fapt o formă de manipulare, în sensul că să creeze false probleme. Pentru că e o falsă problemă în ce gen ești. E o falsă problemă toată asta, sunt false probleme create în așa fel încât să amețească oameni. Tu nu mai ai o problemă cu nu știu ce, tu ai o problemă cu ce gen ești. Asta e tot. Și de fapt contează ce? În ce suflet ești sau nu, cum? Nu, contează corpul în care ești. Există două pozitivități. Ești bărbat sau ești femeie, fizic, sau mai există hermafrodiții, da? Deci există trei posibilități. Bărbat, femeie, hermafrodit. Nu există altele. Da? Bun. Și în situația asta, tu teoretic ai lecția să fii bărbat, dacă ești bărbat. Și ai lecția să fii femeie, dacă ești femeie. Și ești hetero, și ești, cum se cheamă? Homosexual. Hermafrodit. Dacă te-ai născut hermafrodit. Hermafrodit înseamnă că ai ambele organe. Ambele, da. Atunci ai posibilități diverse. Dar de aici mai apare partea spirituală. Identific sau nu cu sexul pe care l-am. Punct. Și asta e simplu. Dar într-adevăr, cu adevărat, nu există decât două genuri. Masculin, feminin. Poți să fii bisexual. Corect. De ce? Îngerii, să știți că îngerii întrupați au o problemă asta de bisexualitate. Adică am întâlnit cu atracție față de și de bărbați și de femei. Pentru că e simplu. Ei, la nivel interior, sunt yin-yang 50-50. Deci șansa să fie bisexual e foarte mare. Dar până și asta e firesc. În divinitate. Că noi nu suntem bărbați sau femei. Suntem și, numai că acum am manifestare, suntem bărbați. Dar eu mă gândesc, dacă eu, ca și corp, am corp de bărbat, nu înseamnă că am, de fapt, lecția masculinității? Dacă eu, ca femeie, sunt femeie, nu cumva am lecția feminității? Mi-o accept sau nu mi-o accept? Corect. Dar clar am lecția feminității sau clar am lecția masculinității. A, că sunt în consens sau nu sunt în consens cu corpul meu, în sensul că sunt în corp de femei, dar mă atrag femeile, asta este altă mâncare. Asta trebuie să o accept sau nu? E adevărată sau nu? La un moment dat mă sună cineva din Canada. Avem o problemă foarte mare. Băiatul nostru este... Zice că e gay, noi nu căzărăm. De ce mi-a făcut mie Dumnezeu toate astea? Zic,
Da, nu, adică nu e chiar așa. Nu e o nenorocire. Nu vreți să vorbiți că poate nu e așa, că poate zic, Doamne, uite, nu ai treabă, dacă e gay, eu n-am ce să-i fac. Eu pot să aflu dacă e gay sau nu. Dar zic, eu să schimb hetero, nu pot să fac nici eu și nu o să facă nici Dumnezeu. Că nu cred că se poate. N-am întâlnit și nici nu cred. Și mă sună, puștiu, așa stăm de vorbă. Și zice că nu știu. Zic, bă, n-ai încercat să fii într-o relație cu un bărbat? Păi n-am încercat, dar într-o relație cu femeia ai încercat? N-am încercat. Păi zic și că nu o să-ți dai seama, că n-ai cum să înțelegi. Dar zic, uite, dacă vrei să căutăm așa orice din zic, te uiți la filme porn. Zice, da, așa, mic, da, nu știu, de-abia intrați la facultate vreo. Zice, te uiți la filme? Da. Și zic, și ce te-ai ieșită? Filmele bărbați femei sau bărbați bărbați? Zice, bărbați bărbați. Ești gay. Bun. Scurt. Deci poți să-ți dai seama imediat. Mă ieși să văd bărbați făcând dragoste? Sunt gay. Mă ieși să văd femei făcând dragoste? Sunt femei? Sunt gay. Dacă ești bărbat și vezi femei făcând dragoste și îți place, ești normal. Asta e normal. Asta e normal. Da. Dar dacă tu, ca femeie, te ieși să văd femei făcând dragoste, clar ai partea de gay sau de bisexual. Adică sunt niște dovezi, n-ai ce să le faci. E instinctul. Instinctul acționează la un stimulent. Dacă stimulentul ăla e asta, înseamnă că ai punct. Și eu zic, ești gay, perfect. Du-te și caută-ți un iubit. Și vezi cum e. Adică, nu sunt lucruri care pe care nu poți să le schimbi. Adică poți să explici. Am avut cazuri. Părinții mi-au adus fete. Deci prima oară când am văzut, am zis, ce băiat frumos aveți. Ce știți, fată? Oh, deci, imaginați-vă o fată tunsă, scurt, îmbrăcată, bocanci, pantaloni de aia militar, geacă, deci vestă, cămașă de camuflaj. Și am zis, ce băiat frumos aveți, da, deci e fată bună, hai să vorbim. Și ea se consideră băiat. Și am stat de vorbă cu ea. Da, mă consideră băiat, mi-i place că e fată. Și i-am explicat. De aia nu pot decât să explic. Băi, asta e situația. Chiar dacă nu-ți convine că te nesc cu fată, ai lecția feminității, n-ai decât să vezi dacă îți place sau nu. Dar dacă o neci, oricum ești obligată să vii altă dată. Pentru că orice lecție pe care nu ți-ai luat, inclusiv a feminității, ești obligat să o iei. Deci, chiar dacă în viața asta nu ți-ai luat lecția feminității, tot trebuie să vii să o iei până o înțelegi. Și atunci e datoria mea să răspund. Și atunci această schimbare de sex ar însemna o neasumare a lecției feminității. Nu, îmi schimb deci, corpul și... mea, schimbarea sexului e o prostie. Atâta timp cât, părerea mea, dacă Dumnezeu te-a făcut într-un fel, înseamnă că te-a făcut într-un fel dintr-un motiv. Și cred că e ca și cum mi-a dat Dumnezeu o mașină și eu vreau din mașina aia să fac altceva. În primul rând că nu ajungi niciodată la ceea ce ar trebui să fie o femeie sau un bărbat. Omul nu o să poată să facă niciodată ceea ce a făcut Dumnezeu. Și atunci, pe lângă chinurile pe care le înduri, ca și operație, apar și repercursiunile post-operatorii. Adică, eu m-am urs când, mamă, când s-a avut și noi prima oară de asta, schimbarea de sex și medicina românească, ce de-aia, niște idioti. Pentru că omul ăla, care nici măcar nu știa ce e cu el, după aia nu știa cum să întoarcă și nu mai poți să te întoarci. Pentru că odată ce tai un lucru, nu mai pui la loc. Și nu mai ai cum. Și atunci, eu, unul ca medic, aș refuza o schimbare de sex. Nu e treaba mea și nu pentru asta am făcut medicina. Medicina a fost făcută să salveze vieți. Să ne îmbunătățească viața. Nu să... Asta e un gărgăun în cap. Adică, din perspectiva mea, și medicina greșește când dă curs, din perspectiva mea, problema psihică. Care, adică, faptul că nu accepti genul în care te-ai născut, e o problemă care ține de sufletul tău, de rațional, de Dumnezeu și de neînțelegerea lumii și vieții și nu-i treaba mea să te rezolv ca medic. Da, e o lecție proprie, da. Ta personal. Treaba mea este să te ajut să supraviețuiești, nu să-ți... A, că faci medicină estetică, că, da,
se mai tunează. N-am nimic împotrivă. Dar de aici până la a schimba complet viața din perspectivă, nu sunt de acord. Trebuie să alegem între împlinirea în iubire pe care o avem ca oameni în cuplu și împlinirea aceea divină, sau le putem avea pe amândouă? Pot să am și cea mai frumoasă iubire pământească posibilă și cea mai frumoasă iubire dumnezeiască, să trăiesc și în Dumnezeu și în dragostea pământească simultan. Răspunsul este da. Da? Da. Problema cu iubirea aia cea mai frumoasă pământească este că doi oameni când ajung în iubirea aia pământească nu mai evoluează. Stagnează. De ce? Că și ajung sieși. Iubirea aia care formează sfera primordială face ca oamenii să fie ca un tot. În momentul respectiv nu mai contează nimic în jur. Drept urmare, nici demonul, nici Dumnezeu nu o lasă așa. De ce? Pentru că scopul nostru pe pământ este să evoluăm. Nu am zis, dacă ați fi profesor și ați vedea pe doi elevi că stau în bancă, n-ați să naști, să uită în ochi, în ochi, în ochi, să uită la tablă, ce ați face? Ne ați despărțit? Da. Punct. Ați înțeles? Ori noi suntem aici la școală, nu să iubim și să... Avem de învățat iubirea, dar nu să stăm nas în nas. Avem de învățat multe, dar dacă iubirea te împiedică în emoția spirituală, se dărâmă. Și atunci, singurul moment în care ești în comunie cu Dumnezeu, apropo de iubire, este în momentul în care iubirea ta este în comuniune cu iubirea divină. Deci ești în sensul ăla. Dacă ești doar să stai nas în nas, nu rezistă. Și atunci, dacă doi oameni se iubesc, dar împreună urcă muntele, nu e nicio problemă. Deci o să fie mai puternici împotriva răului. Dumnezeu îi ajută. Dar dacă doi oameni stau doar și nu există decât pentru ei înșiși, atunci vine și răul și lasă și Dumnezeu manifestarea răului. Înțelegeți? Pentru că sensul e evoluția. Dumnezeu nu are nimic împotriva iubirii comune, iubirii de cuplu. Atât timp cât nu te încurcă să evoluezi. Dacă te încurcă, îți dă drumul. Și atunci putem să evoluăm într-un cuplu dacă nu suntem la același nivel? Sau se recomandă să ne căutăm pe cineva și la același nivel spiritual, mă refer? Aici cu aceeași vechime, cu aceeași, știți, măsurătorile sufletești. Să știți ceva. Evoluția în cuplu presupune și iubirea necondiționată. De exemplu, nu, în cuplu pot să fie doi oameni care se iubesc, dar care nu sunt compatibili sexual, de exemplu. Bun. Ce facem? Despărțim cuplul sau își iau ce au nevoie altfel. Ați înțeles? După aia, în cuplu, deci e clar că poate că doi oameni nu merg în același ritm. Dar atunci se pune problema, oare nu e iubire în momentul în care tu îți micșorezi ritmul ca să-l ajungi și pe alor să meargă cu tine? Că tu poate că poți să mergi mai repede. Și atunci e destul de greu de spus. Singurul moment în care cred eu că trebuie să-ți vezi de drumul tău este momentul în care celălalt nu merge pe același drum cu tine. Dacă pe ăla nu interesează ce faci tu, dacă celălalt pe ăla nu interesează și nu vrea să evolueze în ritmul în care ești tu, n-ai decât să pleci. De ce? Pentru că cu atât mai mult dacă ai căsătorie. Gândește că ai legat de gât o piatră de moară. Tu vrei să evoluezi, vrei să urci, dar celălalt nu vrea. Și stă împotrivă de ceea ce vrei să faci. Deci ce faci? Ai două soluții. Îți vezi de drumul tău sau te pierzi. Și atunci n-ai decât să pleci. Și la un moment dat aveam o dilemă. Aveam un cuplu de care aveam grijă. Și la un moment dat cuplul ăsta s-a despărțit. Și ea s-a întors către partea spirituală a lucrurilor. A început să studieze psihologia, toate astea. Deci a evoluat foarte mult. Și el nu. Și eram trist. Am zis, bă, uite, n-am știut să-l fac pe omul ăla să înțeleagă, să creadă și să meargă că eu mai am de-astea. Și doamne, știți cum e principiul? Îți pare rău după oaia pe care ai pierdut, nu după oile pe care le ai. Și mă gândeam, bă, oare ce putem să fac să îi arăt că e importantă treaba asta în evoluția spirituală? Și atunci, doamne, i-am zis, doamne, adică m-a întrebat de ce sunt aici. Am zis, am pierdut un om. Nu l-am pierdut. Probabil că are altă cale.
Dar la momentul respectiv am pierdut un om. N-am putut să-i explic și n-am putut să atrag, să înțeleagă importanța. Și atunci mi-a zis, da, dar ai câștigat unul. În loc să pierzi, tu ai câștigat unul. Adică eu vedeam doar faptul că am pierdut un om, nu că din doi am câștigat unul. Erau duși, da, duși grav. Adică cu niște experiențe de alea de să duceam un cap grav. Dar ea și-a venit, am stat de vorbă și a dat seama că nu era calea cea mai așa și s-a întors către. De asta vă zic, depinde. Dacă oamenii merg împreună, știți cum e? Zicea, nu știu dacă nu, Anton de Saint-Exupéry sau cum îl cheamă, zicea la un moment dat, când te iubești, nu e important să te uiți ochi în ochi. E important să te uiți în aceeași direcție. Și atunci, dacă doi oameni nu merg în aceeași direcție, șanse să meargă împreună sunt mici. Și asta e important să ai pe cineva lângă tine care merge în aceeași direcție cu tine. Pentru că la sfârșit nu o să fii decât cu ăla care ai mers în aceeași direcție, nu o să fii cu ăla care ai fost căsătorit. N-ai nicio legătură. E important și să-i susții pe toți ceilalți, să trimiți, e tot o formă de iubire, să trimiți lumină, să trimiți protecție, așa cum se întâmplă, de exemplu, și vreau să vă întreb despre aplicația aceea My Angel, care crește acum foarte mult și ne interesează pe toți. E tot dragoste, dragoste de oameni să intri și să dai lumină. Hai să vă explic. Urci, 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 urci. Și la un moment dat ajungi singur. Da? Pentru că în momentul în care urci, nu mai e nimeni pe acolo. Și atunci îți dai seama că nu poți să fii singur. Că e greu să fii singur. Ce faci? Stai, te duci în pădure, ți-ai făcut o casă, toți ceilalți, ce faci acolo? Cât stai singur? Și atunci îți dai seama că e foarte important să-i ajuți pe alții. Și atunci te întorci. Și ce înseamnă să te întorci? Înseamnă să-i înveți pe alții, să-i ajuți pe alții, să-i susții pe alții. Evident că e o formă de iubire. E o formă de iubire să-i ajungi pe alții să crească. E o formă de iubire să-i ajungi pe alții să înțeleagă. E o formă de iubire să-i ajungi pe alții să se întoarcă la Dumnezeu și să înțeleagă cum sunt principiile astea. Mai Angelus a plecat tocmai de la ideea asta. A plecat de la ideea că, băi, nu putem să fim tot timpul unii cu alții. Tu ești aici, unii în România, unii în Australia, dar că există posibilitatea să creăm un subconștient de grup. Astfel încât să ne ajutăm unii pe alții. Și am plecat de la ideea că grupul este capabil să ajute mult mai mult decât o persoană. Adică, pe My Angels ce face? Spui o dorință. Oamenii o văd. Și subscriu. Îți trimit gânduri bune sau subscriu dorinței tale. Asta ce înseamnă? Că, te zice, mai o dorință și îți trimit lumină. 600 de oameni. Păi 600 de gânduri bune în raport cu niciunul. Ca și energie. Și energia 600 de oameni. Doar că e forma de un gând. Nu înseamnă de 600 de ori puterea în dorința aia pe care mi-am pus-o eu. Și atunci am plecat de la ideea că așa putem să ne ajutăm unii pe alții. Adică eu să subscriu dorințelor altora și alții să subscrie dorințelor mele. Evident. Și mai e o chestie. Am observat un lucru. Faptul că oamenii nu știu să dorească. Nu știu ce își doresc. Nu știu ce își doresc. Da. Și trebuie să învețe. Și vreau să spun că am observat că puneam dorințe acolo și oamenii au început să copieze unii de la alții. Dar dați-mi un exemplu de dorință care poate fi pus așa în aplicația mai de exemplu, să îți dorești, mi-aș dori să vizitez Bali. Deci lucruri concrete. Poți să zic vreau o mașină, nu poți doar să vreau mașină, să-mi crească să sufletul. Poți să sau... spui o casă, poți să spui absolut orice. Evident că una este să iau o cină cu prietenii și alta este să-mi doresc o casă. Adică timpul de realizarea unui lucru ține foarte mult și de costul acelui lucru. Adică nu o să poți să plec în Bali mâine. Dar se pot aranja, cum se cheamă, lucrurile în așa fel încât în ceva timp să primești și banii sau invitația să ajung acolo. Ei, și atunci au început să și oamenii să-și dorească partea de spirituală, să-și dorească să înțeleagă adevărul, să-și dorească să fie sănătoși, să-și dorească să locuiască în locuri, să-și dorească să aibă joburi care să le aducă bani și mai multă liniște, să-și dorească lucruri. Nu știau, de fapt,
Noi nu suntem învățați ce-i binele. Noi suntem învățați să luptăm, să dobindăm, să... Nu suntem învățați că, Doamne, Universul poate să ne ajute în ceea ce ne dorim. Și atunci, ca să faci treaba asta, trebuie să înveți să dorești, nu să vrei, să dorești. Când îți dorești, dorința este a sufletului, adică ce? A divinului din mine. Păi dacă mai multe suflete se unesc și doresc același lucru, nu este scris că dacă mai mult se roagă, atunci șansa se obține este mai mare? Și atunci pe asta se bazează. Dacă eu îmi doresc un lucru și automat își dorești și ceilalți, acel lucru se întâmplă. Plus că dacă un lucru este spre binele tuturor, atunci el se dezvoltă. Cum e și Mangels. Mangels s-a dezvoltat foarte mult. Tocmai pentru că oamenii au văzut că sunt ajutați, au simțit ajutorul ăla, au crescut ca putere, s-au dezvoltat, au înțeles, au început să schimbe, au înțeles că orice dorință care este pozitivă, care este spre binele mai multora, automat are mai mari șanse de realizare și s-au schimbat. Dar nu e despre dorințe doar, despre și protecție, lumină, susținere, nu doar dorințe, de exemplu, nu? Oamenii au nevoie și de protecție. Acum, în MyAngel se pot transmite și îngeri și virtual. Dar există așa o componentă, o legătură între lumea virtuală și lumea spirituală. Și acești se pot transmite îngeri și automat. Protecția este cu totul alta. Deci eu am simțit-o și pe pielea mea. Multe din situații în viața mea de când am apărut MyAngels. Ce înseamnă totuși protecția grupului. Foarte important. Adică, știți, odată când eram că mie îmi place să mă uit și să fac paralele în diverse și mă uitam pe Animal Planet și era un leu. Un leu care a fost înconjurat de câinii deșertului. Bine, era mai bătrân, era mai... L-au mâncat. Și atunci am zis un lucru, că bă, dacă ești singur, așa te papă căței. Și atunci am zis, bă, trebuie să învățăm să ne folosim și de puterea grupului ca să dobândim lucruri. Și asta e probabil. Adică eu am zis foarte clar, din perspectiva mea, eu am mers. Deci eu am intrat pentru că știu. Deci la mine a venit Sorin Marinescu cu proiectul și mi-a zis ce proiectează. Zic că o să meargă pe tot. De ce? Pentru că știu ce înseamnă puterea grupului. Știu ce înseamnă ca mai mulți oameni. Deci, de exemplu, eu nu mă gândeam vreodată, dar am adus una dintre cele mai frumoase mașini de circuit din țară. Un Mercedes, un AMG, un GT4. Dar înainte, mi-am sunat mai mulți prieteni care știau că sunt fan mașini. Și am zis, bă, zic, uite, aș aduce un GT4, dar am un pic o grămadă de probleme cu acte, cu bani, cu... Și mi-a zis, să dea Dumnezeu să-l aduci. Și am avut binecuvântările de la mai multe persoane. Deci vreau să mă caieșit. Deci eu știu ce înseamnă puterea mai multor oameni care suprim. Să dea Dumnezeu să o aduci. Adică nu doar oamenii în video, adică oameni care se bucură, nu se ocupă de mașini sau mașini, dar sunt fan mașini și mașini de curs. Zic, bă, uite așa, duce, zice, bă, să-ți dea Dumnezeu să rogezi, să te bine, bă, și am ieșit, și a ieșit. Deci eu știam și vreau, m-a sunat 3, 4, 5 oameni, dar păi sute, care subscriu unei idei. Da, o formă de dragoste. O formă de, da, păi ajutorul este o formă de manifestare a iubirii. Ajutorarea între noi este o formă de ajutorare a iubirii. Educația este o formă de manifestare a iubirii. De ce? Păi vrei să le duci pe ala, de ce? Să-i fie mai bine. De ce le duci? Ca să înțeleagă lumea. De ce? Tocmai ca să fie mai fericit, să fie mai liniștit, să fie mai încăpat, să obțină un ban mai mult, să nu se mai chine. Să se chine oamenii, de ce? Din cauza karmei. Și atunci dacă îl vezi și vede că e mai ușor, tu nu ești fericit când pe copilul tău îl vezi că e bine, că are o casă, că are o mașină, că se înțelege, că își crește copiii, că se distrează, că se plimbă, că înțelege. Asta e valabilă din tot. Și atunci treaba mea e să... Eu cred că cel mai important, deci una dintre formele de manifestare a iubirii este ajutorul. Să fii în serviciu celorlalți. Cum poți să fii în serviciu celorlalți? Îi ajut, îi susțin, îi împing de la spate, îi cer dacă e nevoie, îi dau câte un șut în fund, dar o fac pentru că știu că așa o să le fie bine.
Asta e important. Așa că de aici, mai Angelus a plecat tocmai de la această idee că trimițând lumină, trimițând gânduri bune, trimițând înger, de fapt ne ajutăm unii pe alții ca să ne îndeplinim dorințele, proiectele și să vezi cu ocazia puterea grupului, puterea binelui, că omul are impresia că binele e slab. Nu! Binele a avut un marketing prost. Dar binele e foarte puternic. Dacă știi să-l pui în valoare, binele are... Deci, răul nu are ce să facă binele. Cu singur amendament. Să știm care e. Și asta e tot. Am aflat mai multe despre bine în întâlnirea de astăzi cu domnul dr. Ovidiu Dragoș Argeșan. Vă mulțumesc mult, mult, mult de tot. Vă aștept din nou la Londra. A fost o întâlnire de mare dragoste. Mulțumesc! Să rămână!